Ana, prietenii mei de la Buzău, care nu mă lasă să culeg via singură. Asta rămânuța și mă bucură foarte mult. Nu mă bucur foarte mult și bucuria e mai mare că v-ați găsit prin să participați alături de noi la Culesul Viei. Păi mă simt extrem de onorată, distinsă doamnă, și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru fericita ocazie de a ne întoarce în copilărie. Îmi aduc aminte de o perioadă superbă de toamnă în care mergeam și noi la Culesul Strugurilor. Să sperăm că și turismul va avea de beneficiat, pentru că vorbim de un produs turistic comun, drumul vinului, care va pleca din România și va trece în Republica Moldova, un produs care îl putem finanța pe fonduri europene și de asemenea drumul mănăstirilor. Și pentru asta să mergem și în Bucovina, doamna ambasador. Categoric. Dar astăzi culegem via. Da, vreau să vă zic, doamna ministru, că drumul vinului care le începem de la Chișinău, trecem prin București și ne oprim în Europa. Să zic, mai are și o altă conotație, un drum al integrării europene. Să știți că așa este. Suntem alături de acest drum. Da, mulțumesc tare mult. Să mergem să... Da. Domnul prefect! Da, hai să mai ajungem pe la primărie, da. Domnul președinte! Bine ați venit! Bine v-am găsit! E un deal de aur! Doamne, ce faceți? Domnul director al stațiunii. Pare bine, domnul director. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, ministerul, da, care să spune turismul în Buzău. Așa numitul baby kiwi, care rezistă până la minus 25 de grade. Asta este și motivul prezentei noastre aici, să încurajăm turismul vitivinicol, să vedem ce nevoie de susținere financiară este în zona, atât la autoritatea publică locală, cât și aici, în fermă, la noastră. Și fiecare proiect luat în parte, zic eu că poate să adauge. Zona are un potențial turistic fantastic, pe lângă prezența viei de la Pietroasele aici. Prima dată am cules când eram în liceu, deci acum vreo 18 ani și îmi doresc de foarte mult timp să am ocazia să mai merg să mai culeg via, așa cum făceam în școală, așa cum făceam cu via bunicilor și în fiecare an se întâmplă ceva și ratez momentul. Și am spus, ăsta este momentul, trebuie să se întâmple, mai ales că am lansat brandul turistic, o componentă importantă a brandului turistic în Asia României este natura. Turismul în natură, iar ce poate fi mai natură decât ce ne înconjură pe noi? Este altă companie de turism cultural, iar zona de aici, de la Pietroasele, are resurse de turism istoric, turism cultural extraordinare. Da.
Felicitări! Vii ați cules la bunici? Da! Bravo! Ce clasă sunteți? A șasea! Această vie este pusă pe loc istoric. Da. Stațiunea a fost înființată pe locul metocului. Poftiți aici, doamna ministru, dacă... Mănăstirea Barba. Nu ai ce mai bine. Vreau să vă spun că și atunci eram. Hai că domnul Ivan. Haideți, nu numai eu, păi se poate unul muncește și 20 stau. Se poate așa ceva. Hai, hai, la muncă, la muncă. Să ne deplasăm ușor către partea cealaltă. Stațiunii, domnul Ivan.